avansează lucrările la coridorul de vest, iar pista pentru biciclete se extinde înspre Castelul Corvinilor. Pentru dumneavoastră am vizitat acest șantier găsindu-i pe muncitori pe Bulevardul Libertății, unde se lucrează în această perioadă la realizarea pistei de biciclete în dublu sens. Lucrările la coridorul de vest au debutat în această vară pe Bulevardul Republicii, de la intersecția cu strada Vramian cu zona autogării, de unde s-a început reconfigurarea spațiului pietonal prin lărgirea trotuarului. Proiectul investițional Coridorul de Vest vizează străzile Constantin Bursan, Castelului, 9 Mai, Maior Mircea, Ioan Stângă, Piața Libertății, Bulevardul Libertății și Bulevardul Republicii, cu impact asupra străzilor Rotarilor, Cernei, Cloșca, Bulevardul Traian și Pieței Iancu de Hunedoara. Aceste străzi fiind adiacente acestui proiect, urmând să beneficieze de lucrări de modernizare a sistemului de management trafic sau extinderea sistemului de supraveghere video. Coridorul de Vest prevede realizarea unei noi zone pietonale în centrul vechi, reabilitarea și modernizarea mai multor străzi și trotuare, inclusiv a iluminatului public, transformarea străzilor Constantin Bursan, Castelului 9 Mai, Maior Mircea Ioan Stângă, în străzi cu caracter semi-pietonal, accesul auto fiind permis doar riveranilor și autovehiculelor de intervenție. De asemenea, proiectul include achiziționarea a 7 autobuze hibrid, alte 13 fiind achiziționate prin intermediul celorlalte două proiecte similare. Proiectul mai prevede modernizarea 10 stații de autobuz existente și amenajarea 5 noi astfel de stații, realizarea unui sistem inteligent de management al traficului, semaforizarea 4 intersecții, montarea 10 camere video suplimentare, realizarea și implementarea unui sistem informatic de management al transportului în comun, piste de biciclete cu spații pentru închirierea bicicletelor, achiziționarea 170 de biciclete ce vor fi disponibile pentru închiriere și, în ultimul rând, plantări de noi arbori și montare de mobilier urban nou și modern. Proiectul finanțat în mare parte din fonduri europene vine în completarea altor două proiecte de același tip, Coridorul Central și Coridorul de Est, în cadrul cărora lucrările sunt deja în derulare. Cele trei proiecte au o valoare totală de aproximativ 30 de milioane de euro. Prin implementarea lor va fi modernizată întreaga rețea de transport local, iar mai multe zone importante din orașul nostru vor fi schimbate radical. We'll be right back.